Lăudat să fie numele Domnului! Amin. Iubiți frați și surori, ne bucurăm ca în această seară să ne revedem cu mai mulți dintre dumneavoastră după această pandemie și un timp mai lung când nici noi n-am putut trece în America și o perioadă nici dumneavoastră în Canada. Avem acum harul să ne vedem la părtășie și mă bucur din toată inima că Dumnezeu ne-a îngăduit acest mare har în această seară împreună cu fratele păstor Daniel Bârsan, cu fratele presbiter Amos Hozan și grupa de tineri care ne-au însoțit. Am venit să vim la această frumoasă părtășie dorind din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă aducem salutul bisericii din Kitchener, psalmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului și Domnul să răspundă la toate rugăciunile și nevoile care le aveți înaintea Lui. Mulțumim fratelui păstor Ovidiu Suciu pentru frumoasa primire care ne-a făcut în această seară, fratelui Costel Bârsan pentru invitația făcută și pentru găzduirea frumoasă. Dumnezeu să-i binecuvânteze! Dumnezeu să-i binecuvânteze! Suntem dumneavoastră și trebuie să-i prețuiți, Biblia spune, prețuiți pe astfel de oameni. Frații mei, aș vrea să deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu la cartea Hagai, capitolul 2. Voi citi versetul 2 până la versetul 6, pagina 907 în Scripturi, Hagai, capitolul 2, de la versetul 2 până la versetul 6, spune astfel: Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Iozadac, marele preot, și rămășiței poporului și spune-le: Cine a mai rămas între voi din cei care au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și acum, cum o vedeți? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Acum fi tare, Zorobabel, zice Domnul, fi tare și tu, Iosua, fiul lui Iozadac, marele preot, fi tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați. Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Căci așa vorbește Domnul oștirilor: încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Amin. Dragii mei, ascultând mesajele care Dumnezeu le-a vorbit în această seară prin Duhul Sfânt, ascultând mesajele antevorbitorilor care au vorbit mai devreme și după ce am intrat în adunare am rămas surprins, plăcut la tema care ați ales-o pentru anul acesta. Am văzut că scrie acolo Anul plinătății cu Duhul Sfânt. Am tot stat înainte lui Dumnezeu și m-am gândit ce am putea împărtăși în această seară și am primit acest cuvânt care vreau să fie în primul rând un cuvânt de încurajare. La prima vedere va părea că contrazicem toate prorociile care au fost în această seară, că vreau să vă spun că vin vremuri bune și vă spune nu se poate așa ceva, că vin vremuri grele. O zis Domnul clar, dar veți vedea că vin vremuri bune, dar nu bune cum credem noi, bune cum vrea Dumnezeu. Și în al doilea rând, dragii mei, aș vrea să vă motivez să fiți mai flămânzi după lucrarea Duhului Sfânt, să fiți mai doritori după lucrarea Duhului Sfânt și dacă aș putea, cum îmi place mie să zic, să vă fac un pic geloși în această seară, să râvniți mai mult după aceea plinătatea Duhului Sfânt, Doamne, pune-o peste noi. Observați, dragii mei, că avem așa o nostalgie în viața noastră, ca și români în special, suntem extrem de nostalgici. Ne place să vorbim despre România aceea în care am crescut noi, unde mergeam pe pajăște împreună cu alți copii și ne jucam cu ei împreună și așa pitoresc, noi așa am crescut toți, așa că ai crescut la țară, că ai crescut în bloc, toți visăm la România aceea cu mielușei și cu iarbă verde și aia România noastră. Așa o nostalgie avem în viața noastră. Așa de nostalgici suntem că atunci când eram eu în România, cel puțin mic încă, aveam așa o dorință să mănânc și o ciocolată, că erau scumpe atunci și părinții din când în când îmi cumpărau, că nu puteau să-și permită întotdeauna. Cel puțin regula de doi simplă era că primeam un nou Kinder dacă nu zbier când merg la dentist. Și dacă stăteam cu minte, primeam un nou Kinder, era mare zi de sărbătoare. De altfel, cele românești erau oarecum accesibile nouă. Am venit în Canada acum, dumneavoastră în America, și ne putem cumpăra orice vrem. Ne putem cumpăra și ciocolăți de specialitate și cele mai scumpe și din Belgia și de unde vreți. Știți ce mâncăm, dragii mei? Eugenii din România. Eugenii din România. Dacă nu e asta nostalgia, păi nu știu nostalgie. Ca să nu mai zic că mai unii cumpără și glucoză. Mă, dar poți să mânci zahăr pur dacă vrei. Nu? Noi mâncam glucoză în țară și spune la copii, asta era bomboana din România. Așa trăim nostalgic România din viața noastră. Dragii mei, avem deseori această nostalgie.
materie. Și observați că se transferă și în viața spirituală. Uitați-vă la cântările care le cântăm, frumoase de altfel. Mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut, acele vremi de pocăință, și așa idealizăm acele vremuri minunate în care a lucrat Dumnezeu, a făcut semne și minuni. Aia era pocăință, dragii mei, ce avem noi azi, na, Doamne ajută, dar aia era pocăință adevărată, el era har, frații mei, aia făcea Dumnezeu. Și trăim deseori din prisma asta nostalgică în viața care odată a fost. Exact așa se întâmpla cu poporul acesta, care era într-o așteptare a rezidirii, a ceea ce făcuse Dumnezeu mai devreme. Și observați că mesajul de față se adresează, dacă vreți, tuturor stratosferelor din biserică. Că nu e așa, uneori avem o așteptare, păi să facă lucrări oamenii ăștia care sunt puși în față. De-aia i-am ordinat, de-aia le-am dat votul, păi să facă ei semne și minuni. Dar ceilalți? Observați că toți au o chemare să lucreze pentru Dumnezeu. Ne spune aici despre un Zorobabel care era dregătorul, dacă vreți, era căpetenia peste ei. Ne spune despre marele preot care era în locul acela să lucreze, Iosua, și pe lângă ăștia mai spune tot poporul. Toți împreună sunt chemați în această seară să asculte chemarea lui Dumnezeu. Că așa privim noi în viața noastră de nostalgic și ne uităm înapoi la ce-a fost odinioară. Observați ce spune versetul 3. Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu părea ca un nimic în ochii voștri? Care din voi, am putea transpune întrebarea, ați fost din ăia care ați prins acele vremi faine de pocăință? Care din voi ați fost aia care atunci în România, pe vremuri, vă rugați în camerele alea mai strâmte, unde curgea apă pe pereți, că era har din partea Duhului Sfânt? Care din voi mai sunteți pe aici? Și acum, dacă ar fi să ne uităm la ce avem astăzi, oare cum pare? Ah, vai de noi, cum zicea un frate așa mai nostalgic la noi, Iisusucă, vin odată, că dacă nu pleci înapoi singur. Privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, privind la greutățile care ne confruntăm, la lipsa de pocăință, am putea spune, vai de capul nostru, că odinioară era har, era pocăință, era Domn, era Duhul Sfânt, dar acum uite la noi, nici har, nici putere, fabricăm cât mai putem și noi prin anumite mecanisme să facem har în biserică și încolo, Dumnezeu să aibă milă de noi, să îndure de noi. Cam asta e mentalitatea, dragii mei. Și dacă ar fi să vorbim la ce-o fost odinioară, realitatea este că Dumnezeu făcea semne și minuni. Păi povesteau frații, un frate care a fost martor ocular la această lucrare, era copil pe vremea aceea, mama era bolnavă într-o familie, fiind întinsă pe pat, nu putea să miște, într-o stare de moarte. Și au fost chemați să vină frații să roage pentru ea. A venit fratele Arcade Lăzăreanu cu fratele Ionică Lăzăreanu. Au intrat în cameră și au început să facă rugăciunea. În timp ce se rugau ei, zicea acum acest frate care a fost martor ocular, fiind copil pe vremea aceea, am auzit un vuiet în cameră. Am deschis ochii și m-am uitat. Fratele Arcade și fratele Ionică pluteau în aer, sub mâna lor, bolnava, pe orizontală, plutea în aer și eu acum perplex m-am împus așa sub pat să mă uit și era gol, nu era nimica sub ei. Problema a fost că atunci când o zis amin, o coborât înapoi și când bolnava a lovit patul, s-a ridicat direct în picioare vindecată. Ăsta e Dumnezeu care lucrează, mărit să fie numele Domnului. Și frații spun, astea-s vremuri de har, astea au fost lucrări ale Dumnezeu și adevărat că au fost lucrări deosebite, dragii mei, lucrări care le făcea Dumnezeu. De multe ori spune noi la aspectul profetic, la prorocie. Ai, câte prorocii auzim și noi în vremea de azi, dar oare chiar mai vorbește Dumnezeu? Că odinioară vorbea Dumnezeu cu adevărat, exact și fix. Observați un exemplu. Fratele Vasile Hozan, care este împreună cu noi în adunare, tatăl fratelui Amos Hozan, ne spunea această întâmplare că avea o grupă de prorocii care învăța împreună cu el, ucenici de-a lui. Și a mers într-o biserică în care lucrarea nu era acceptată din partea Domnului. Și fratele care l-a pus să aducă mesajul de Evanghelie, i-a dat loc, a predicat un pic, zice el, și m-a oprit din predică și am spus, eu vreau să mă rog pentru voi în această zi. Cine vrea să vină să ne rugăm pentru el? Și nimeni nu a mișcat. Biserica neobișnuită, ani de zile în care nu s-a practicat lucrarea Duhului Sfânt, nimeni nu a vrut să iasă în față. Zice el, tu vino aici în față. Un om ești în față, pune mâna pe el, începe să se roage și iese o prorocie și spune exact tainele inimii. După care spune, cine mai vrea să vină să ne rugăm pentru el? Nu, un pic oamenii acum mai suspecți, mai curioși, dar tot nu aveau curaj. O soră, tu vino în față aici. Vine femeia aceea în față și ia pe unii prorocei lui, băieții care erau împreună cu el. Pune mâna pe ea și roagă-te. Zice el, el a pus mâna și tremura de numai. Eu am pus mâna pe el. Vorbește, Doamne, dă-i cuvânt, dă-i putere. Și deodată strigă acest tânăr prin Duhul Sfânt.
femeie decepționată de viață, care te-a lăsat bărbatul singură cu 4 copii, așa-ți vorbește Domnul. Băi, aia e prorocie. Păi de-ar vorbi Dumnezeu așa, s-a ridicat părul pe noi în adunare, cu adevărat. Mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut. Și așa ne place nouă nostalgia asta a unor lucrări deosebite care le-a făcut Dumnezeu odinioară. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a făcut cu adevărat lucrări deosebite. Îmi aduc aminte, copil fiind, când părinții mei au luat botezul în apă și mergeam împreună cu ei la ser de stăruință și mergeam la nopți de veghe, mi-au rămas imprimate în minte acele secvențe. Copil fiind, adormeam și nu nopți de veghe cum facem noi în ziua de azi, că și noi facem ca și dumneavoastră. Începem pe la 7, pe la 11 obosim tare, pe la 12 plecăm acasă. Dar atunci erau nopți de veghe, pe undeva pe la 2, 3, 4 dimineața. Și mi-aduc aminte ca și copil cum se predica cuvântul. Nu mi-aduc aminte ce predicau frații. Îmi aduc aminte că era har în adunare, că vuia biserica. Mi-aduc aminte că adormeam înapoi și iară mă sculam și era o rugăciune frații și auzeau prorocii și făcea Dumnezeu lucrări. Ăsta e har lui Dumnezeu și Dumnezeu e același ieri, azi și în veci. Mărit să fie numele Domnului. Dragii mei, așa îmi zice noi, astea erau vremuri de har. Mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut. Și spune Domnul, dacă priviți la casa asta, care din voi ați fost prezenți odinioară când i-ați văzut slava dintâi? Mai este careva dintre voi? Și printre noi sunt câțiva care au prins și vremurile acelea frumoase. Și acum, privind la ce se vede, ce observați? Cum vi se pare? Nu vi se pare ca o nimica toată? Păi sigur, Doamne, observăm că s-a pierdut ce am avut, observăm că s-a pierdut valorile, s-au pierdut calitățile acelea, ce ne-o face noi acum? Și observați cum merge mai departe Dumnezeu să ne vorbească. În același timp, dragii mei, când vorbim despre contextul actual, nu doar că observăm că s-a pierdut ce-a fost, observăm că vin vremuri grele și Duhul Sfânt a confirmat în această seară că vin vremuri grele. Oricum o învârtim noi, oricum vrem să plecăm, așa va fi, dragii mei. Și după Sfânta Scriptură asta vine. Versetul 6 spune, căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Nu spune că vor fi niște vremuri mai dificile. Pe când vei clătina cerurile și pământul, asta înseamnă ceva cataclismic. De fapt, acest verset este citat în Evrei în capitolul 12. Când Domnul vorbește despre finalul lumii acesteia, acest verset prevede vremea sfârșitului. Vreme care noi o traversăm și o trăim în ziua de azi. Încă puțină vreme și vine o cataclismă care va nenoroci totul. Asta vine și asta ne stă în față. Păi ne gândim la ce a fost înainte, ne gândim ce lucrări minunate și ce părtășii frumoase, privim în față la ceea ce ne stă și nu putem decât să ne îngrozim, să spunem, Doamne, ce o să fie cu noi? Și acum observați ce o să fie cu noi în contextul acestor lucruri. Dumnezeu are ceva în plan pentru noi. Versetul 4. Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot, fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați. Lucrați, oameni buni, faceți ceva, lucrați, vreți să vedeți semne și minuni, vreți să vedeți pe Domnul adunare, lucrați, oameni buni. Întrebarea este ce să lucrăm, cum să lucrăm noi ca să lucreze Dumnezeu? Păi avem noi o cântare frumoasă, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze în adunare. Ați vrea în această seară să lucreze Duhul Sfânt în adunare, dragii mei? Lăsați Duhul Sfânt să lucreze și implicit lucrați ca Duhul Sfânt să lucreze împreună cu dumneavoastră. Și acum spune bun, și cum se întâmplă aceasta? Și vine partea miezului din mesaj care îl așteptam cu drag să ajungem la el, că vreau să vă încurajez, vreau să vă motivez, vreau să vă fac geloși că Dumnezeul ăsta care a lucrat acum 60-80 de ani a rămas la fel și în ziua de azi și mai lucrează și în ziua de azi și mai face minuni și în ziua de azi și pentru Biserica Golgota încă vrea să aducă vremuri bune, mărit să fie numele Domnului. Am zis vremuri bune, nu vremuri rele. Aduce Domnul vremuri bune spirituale, dragii mei. De aceea aș vrea să vă spun în această seară, vin zile mai bune. Vin zile mai bune spiritual vorbind. Are Dumnezeu ceva pregătit pentru noi, ce va întrece chiar experiențele care au fost mai devreme, că Dumnezeu rămâne credincios cuvântului Lui, nu prin modernism și prin schimbări, ci prin lucrarea autentică a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și auziți promisiunea care pe noi în această seară va trebui să ne încurajeze într-un mod deosebit. Versetul 5. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți.
Biserică Golgota, nu vă temeți. Da, vin vremuri grele, e adevărat. Vorbind în aspectul vieții în care noi trăim, vin cu adevărat vremuri grele. Vin zile dificile. Dar, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu este în mijlocul nostru și de aceea nu vă temeți. Și dacă aceasta în voi nu evocă absolut nimica, aș vrea să vă motivez în această seară să vă fac geloși, să vedeți că e minunat când Duhul Domnului este între noi. Este anul plinătății Duhului Sfânt. Dumneavoastră ați ales tema, nu noi în această seară. Dumneavoastră ați ales-o. Îmi doresc să o trăim practic în seara aceasta. Ascultați, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Este momentul crucial când ies din robie și intră în momentul promisiunii lui Dumnezeu. Transpuneți spiritual. Asta reprezintă momentul mântuirii noastre. Când am fost scoși din lume, mântuiți prin Hristos, născuți din nou, aduși la viață, integrați în trupul lui Hristos, ăsta este momentul convertirii noastre. Dar observați că acest legământ are o pecete, noul legământ, dragii mei, și pecetea aceasta este Duhul Sfânt, care l-a dat Dumnezeu ca arvună a mântuirii noastre, adică down payment al mântuirii, ca dovadă că Dumnezeu vrea să te ducă în rai și că Cel ce a început această lucrare bună în voi o va desăvârși până în ziua lui Hristos, va da Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nimeni nu dă o garanție dacă nu vrea să meargă mai departe cu deal-ul. Nimeni nu pune un down payment la o casă dacă nu vrea să pună și restul de bani. Pe care om ar pune 20, 50, 100 de mii de dolari jos ca mai apoi să spună, a, lasă-i încolo că mă duc mai departe. Păi am muncit o viață întreagă pentru banii ăia. Când Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt ca un down payment, El ți-l dă ca și garanție că Dumnezeu duce până la capăt lucrarea mântuirii. Mărit să fie numele Domnului. Oameni buni, vin zile mai bune și Duhul Sfânt le va face bune pentru noi, că Duhul Sfânt vrea să lucreze în adunare. Eu vă întreb în schimb, mai credeți în lucrarea Duhului Sfânt? Mai credeți în prezența părtășiei Duhului Sfânt? Acum, sigur, prorocii, vindecări, minuni, am auzit și noi, ne place de ele. Nu, nu, vă întreb altceva. Duhul Sfânt mai este activ în viața dumneavoastră personal? Dacă este o lucrare care este mult pusă la îndoială în vremea de azi, este lucrarea vorbirii în alte limbi. Și normal că diavolul luptă, pentru că este momentul acela de acces între tine și Dumnezeu. Când prin Duhul Sfânt tu vorbești taine cu Dumnezeu, care Duhul Domnului le scoate din Duhul tău, deseori care taine care nici tu nu știi că erau acolo în tine. Sunt frământări lăuntrice care nu știi cum să le pui în cuvinte. Și uneori când nu mai știm să vorbim, oftăm. Dar ce-i, frate? Nu știu. Dar ce-i cu tine? Nu știu. Și iar oftează omul că-i prins în sufletul lui. Duhul Sfânt decodifică oftatul acela și îl duce în fața lui Dumnezeu. Îți duce nevoile tale în fața Domnului, căci noi nu știm cum să ne rugăm. Dar Duhul mijlocește prin noi cu suspine, cu oftaturi negrăite. Mărit să fie numele Domnului. Eu vă întreb, mai credeți în această lucrare a Duhului Sfânt? În ultima vreme am spus mult această experiență și să mă ierte tinerii că o spun încă nu știu câta oară. Dar e prea frumoasă să nu vă spun, ca să vedeți că Dumnezeul ăsta care scrie în Biblie, că dă Duhul Sfânt, că vorbește în alte limbi omul, că dă minuni, e același în ziua de azi, mărit să fie Domnul. Anul acesta am avut stăruință în biserică. Am auzit și alte experiențe ca acestea. Ca de exemplu, fratele Moise Ardelean spunea că la ei în Bujac a fost o stăruință. O fată baptistă a venit la stăruință să vadă ce se întâmplă. Fata aceea are rude la noi în biserică. Și spunea familia Andrei, noi știm bine cazul că e de fapt ruda noastră. Vine în biserică fata aceasta să vadă cum îi l-a pocăit la stăruință după Duhul Sfânt. Și în timp ce sunt în stăruință, o altă tânără din față îi botezată Dumnezeu cu Duhul Sfânt și începe să vorbească în limba italiană. Mă, noi ca și români cam înțelegem noi așa limba italiană, spaniolul, facem diferența. Mă, ce zici omul, nu înțelegem limba. Și fratele Moise Ardelean spune, ce trist e că nu-i nimeni aici care să înțeleagă limba italiană. Că fata asta, evident că vorbea în italiană, numai că noi n-am înțeles ce zice ea. La care tânăra baptistă se ridică în picioare și spune, fraților, eu vorbesc limba italiană. Când fata aceea a fost botezată cu Duhul Sfânt, ea s-a întors un picuț către mine și zice așa în limba italiană, este bine că ai venit în locul acesta. Eu te-am adus aici ca să vezi că asta este lucrarea mea. Dragii mei, e mare Dumnezeu? Mărit să fie numele Domnului. Astea sunt lucrări deosebite. Dar sigur, revin, mai adă Doamne acele vremuri din trecut. Păi a fost odată, dar mai face azi Dumnezeu? Mai face
face și în ziua de azi, anul acesta, fiind la stăruință împreună cu tinerii ăștia care vedeți aici, care sunt împreună cu noi, fiind la părtășii, la rugăciune, cum e și la dumneavoastră, am organizat stăruința. Pe primul rând, în față, unde avem aici corul și fanfara, am pus pe cei care stăruie și în spatele lor, pe cei care în ultima vreme au fost botezați cu Duhul Sfânt. Continuăm să ne rugăm pentru reumplere. Și ce mă doare uneori? Că atâta presăm noi să vină tineri la stăruință. Dar oare biserica n-are nevoie de stăruință? Oare tu, frate, soră, botezat de 30 de ani, 4, 50 de ani cu Duhul Sfânt, oare n-ai nevoie de reumplere? Că nu mă miră că n-ai putere, frate, slab, mă biruie diavolul, ispite, încercări, greutăți. Roagă-te prin Duhul Sfânt, omule drag, că puterea vine de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. N-ai nevoie nici de bătaie, n-ai nevoie nici de încurajare, ai nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și, dragii mei, îi nevoie de stăruință. Hai să participăm la stăruință. Când e stăruință, când e somn de veche, faceți-vă prezența simțită. Veniți primi în față. Frate Ovidiu, unde îmi dai voie să stau? Că eu vreau cât mai în față. Vreau să primesc și eu har în această seară. Fiind împreună la rugăciune cu tinerii și cu biserica la oaltă, intrăm în stăruință. Împreună cu noi era fratele Viorel Pavel, care vine din Dumbrăveni, este fratele pastor asistent de la biserica unde este pastor Virgil Neagu. Și este împreună cu noi la părtășie. În timp ce noi ne rugăm împreună, fratele Viorel vine și spune: auzi, aveți aici un tânăr care se roagă mai în spate, e prezent cu noi în această seară aici, în adunare. Băiatul ăsta vorbește limba spaniolă? Și noi zicem, nu, nu vorbește limba spaniolă. Născut în Canada, român jet be jet, pseudo-canadian, deci nu, spaniolă. Auzi, dar zic la Dani, întreabă-l, vorbește cumva spaniolă și nu știm noi? Îl trage de mânică, vorbește spaniolă. Nu, roagă-te mai departe. Vine înapoi, de ce, frate Viorel? Auzi, eu am studiat în Spania, 20 de ani am stat acolo și am studiat și am lucrat în nivel academic. Vorbesc foarte bine spaniola. Băiatul ăsta are frânturi când vorbește în limba spaniolă și alte frânturi când vorbește în alte limbi. În limba spaniolă, în schimb, are trei expresii și pe parcurs o controla și a patra expresie. Prima expresie spunea în felul acesta: Doamne, apropie-mă de Tine, apropie-mă de Tine, apropie-mă tot mai mult de Tine. A doua expresie era, zicea el: fratele meu este și el aici, Doamne, dă-i și lui ce mi-ai dat și mie. Mai în față un pic de el era fratele lui care studia după Duhul Sfânt. Și mai are o expresie: Doamne, în familia noastră este o mare greutate, intervină pentru familia noastră. Ce nu știau nici copiii și nici noi era că după ce au venit la biserică să vină la adunare, mama lor a plecat la spital de urgență, a intrat în operație și doctorii spuneau că așa caz complicat n-au avut niciodată în experiența lor. Și numai Dumnezeu a dat biruință. Duhul Sfânt se ruga la adunare prin acest băiat: Doamne, ai milă de mama noastră. Ei, dragii mei, mai cea că mai avea el o expresie: Doamne, și dacă în viața asta n-am să-mi dai bogății, dăm experiențe împreună cu Tine. Și așa s-a rugat în seara aceea. Minuni au fost ca a doua zi, a treia zi, când am avut iară stăruință, nu mai zis un cuvânt în limba spaniolă. Dragii mei, Duhul Sfânt dă dovezi concrete că încă lucrează. Măriți să fie numele Domnului. Aveți nevoie de Duhul Sfânt? Câte rugăciuni, câte nevoi, câte crize familiare, câte nevoie în casa ta, care nici măcar nu știi cum să le pui în cuvinte. Ba încă copilul lângă tine, soțul lângă tine, ai vrea să te rogi despre ei, dar să nu te audă ei. Duhul Sfânt știe să roage cel mai bine pentru tine. Dragii mei, să ne rugăm în alte limbi. Doamne, ajută la aceasta. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, că vin zile mai bune în prezența Duhului Sfânt. Măriți să fie numele Domnului. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Și legământul acesta făcut în sângele Domnului Hristos, îi pecetluit cu puterea Duhului Sfânt. Lăudați să fie numele Domnului. Dar mergem mai departe. Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți, oameni buni. Cum să avem noi garanția că vin zile mai bune, că vor fi experiențe mai frumoase, când noi vorbim mai adă Doamne acele vremuri din trecut? Și vreau să vă arăt că Dumnezeu încă are pentru noi lucrări de slavă prin Duhul Sfânt. De bună oară, dragii mei, Duhul Sfânt în viața noastră este un agent al mângâierii și ne mângâie în nevoile și în greutățile noastre. Și cât de minunat știe să mângâie Duhul Sfânt, nu știe nimeni în lumea aceasta. Că noi așa, ca oameni, avem fel de fel de feluri de mângâiere. Vin prietenii lui Iov la Iov. Bă, Iov, am auzit că ești bolnav. Se uită la el, casa dărâmată complet, cu noi pe lângă aici, toate turmele lui au dispărut, copiii nu mai sunt, nevasta lui îl cicălește acolo, blasă pe Dumnezeu și mori, și Iov săracul în durere. Și zice Biblia că au stat lângă el 7 zile și nu au zis absolut nimic. Au fost cea mai bună intervenție a lor din cartea lui Iov. După care, când deschid cura, exact ca și noi, intră în filozofie. Mă, Iov,
Mă, fii tu sfânt, dar știi cum? Tot sfântul mai are păcate. Ceva, ceva cu tine nu a mers bine. Și auzi, mă, în loc să mă încurajeze, în loc să-mi dea ghes, mă, Dumnezeu te vede, te știe, las că te-a ajutat Dumnezeu, le ia și bate, îi și dă bătaie. Așa de bun suntem noi la mijlocire, la mângâiere, dar în loc de noi, dragii mei, Duhul Sfânt știe să mângâie. Duhul Sfânt are putere de mângâiere. Și vă dau un exemplu care l-am spus de mai multe ori, dar e prea frumos să nu-l spun și în această seară. O avem o cântare frumoasă în repertoriul nostru penticostal. Pribeagază-n lumea de chin și dureri, eu merg cântând pe cale. Prin viscol, furtun și prin valuri mereu ți-aduc azosanale. Te cânt, te ador, te slăvesc, te măresc și spun tuturora ce mult te iubesc. Din zori până în seară te laud mereu. Trăiască Domnul. Dragii mei, știți cine a compus cântarea aceasta? Noi gândim așa că undeva într-un studio bine mixat, aranjat, cineva acolo cu multă dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu, o lua câteva exemple din Vechiul Nou Testament și a scris cântarea Trăiască Domnul. Cântarea aceasta a fost primită din partea Duhului Sfânt într-un moment de criză. O soră pe nume Poșa, o femeie sfântă și cu minte, care iubea mult pe Dumnezeu, avea un soț foarte rău, un securist rău de tot. Și din vremea veche, el a plecat la birt în ziua de Paști și spune astfel: auzi, astăzi nu ieși afară din casă. Ea a vrut să meargă la biserică împreună cu frații. A spus, tu nu ieși din casă. Nici măcar nu te schimbi din pijamale. Dacă cumva mă întorc înapoi și a plecat din casă, eu te omor. Acum, el era serios și era în stare și o putea face că era vremea veche. Fiind milițian, putea să facă orice vrea. Pleacă la birt și rămâne femeia asta singură în casă. Și în loc să înceapă ea cu doinele penticostale, intră în rugăciune și plânge în fața lui Dumnezeu. Doamne, tu mă vezi, tu mă știi, Doamne, tu mă cunoști. După un timp vine înapoi acasă. Ești cumva pe aici? Da, sunt aici. Nu cumva să pleci că te omor. Și pleacă din nou. Și iară sora pe genunchi și intră în rugăciune și stă înaintea Domnului. Și în timp ce plânge în fața lui Dumnezeu, începe cu voce minunată, că avea voce deosebită să cânte. Pribeagă-ți în lumea de chin și dureri, eu merg cântând pe cale. Cuvinte, cu melodie, cu tot de la Duhul Sfânt. Vine bărbatul înapoi acasă. Auzi, vezi că n-ai murit dacă n-ai plecat la pocăiții tăi? La care ei spune, dacă nu mai lăsa să merg eu la pocăiții mei, o venit Iisus la mine. Cum o venit Iisus la tine? O venit Iisus și m-a învățat o cântare. Și zice el, cântă-mi și mie cântarea. Și începe ea cu vocea minunată. Te cânt, te ador, te slăvesc, te măresc și spun tuturora ce mult te iubesc. Din zori până în seară te laud mereu, trăiască Domnul. Când termină cântarea, una din strofe spune, dușmanul e mare, dar eu sunt prea mic, dar Domnul îmi dă putere. El era un bărbat mare și ursuz, era micuță de statură și mai firavă. Exact detaliul vieții ei. Duhul Sfânt, mângâietorul, le-a pus în cuvinte și melodie. Când termină sora cântarea, îi spune bărbatul ăsta rău, rău de tot, rău de tot și ateu din fire. Îi zice, auzi, îmbracă-te, vreau să merg împreună cu tine la biserică. O plecat la biserică și a fost întors la Dumnezeu, că Duhul Sfânt știe să mângâie nevoie, mărit să fie în numele Domnului. Dragii mei, câte crize nu întâlnim în viața aceasta, câte spaime, câte nevoi, câte greutăți, diagnosticuri și câte altele, se schimbă politica, ne speriem, se închid vamele, intrăm în criză, toate acestea necesită mângâiere și nimeni nu te mângâie cum știe să mângâie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oameni buni, Biserică Golgota, vin zile mai bune, că Duhul Sfânt e în mijlocul nostru, măriți să fie numele Domnului, nu vă temeți, lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze, că Duhul Sfânt știe să mângâie, să dea putere, să dea biruință. Două fete vin la adunare, după ce au fost în lume, căzute în păcat, în stări fer de fer, vin la stăruință și vin la mărturisire și mărturisesc viața. Eu vă spun, ca păstor, după mintea mea de om, păi după așa o mărturisire, la aștia nu, iertați-mă, dar nu merită Duhul Sfânt. Păi Duhul Sfânt într-un vas curat, care e sfințit, care e bun, care e la post și rugăciune, nu când vii din lume din toate păcatele, dar Duhul Sfânt care știe să mângâie, care știe să spele, să curețe, în noaptea aceea când au venit la stăruință, în urma mărturisirii făcute înainte lui Dumnezeu, în aceeași noapte le-a botezat cu Duhul Sfânt, au rămas în adunare, sunt în adunare, sunt căsătorite amândouă, că ăsta e Duhul Sfânt care știe să mângâie, mărit să fie numele Domnului. Ai copii care au nevoie să-L întâlnească pe Dumnezeu, le-ai vorbit de Domnul, le-ai spus, i-ai amenințat, i-ai dus la adunare, chemat păstori, ai făcut tot ce ai știut și ai intrat în criză și în deznădejde. Ai nevoie de mângâierea Duhului Sfânt, dragul meu, și aceasta vine numai de la Dumnezeu. Lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze. Oameni buni, vin zile mai bune, că Duhul Domnului este în mijlocul nostru. Nu vă temeți, măriți să fie în numele Domnului. În al doilea rând, dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu înștiințează,
urmează. Dă înștiințări prin descoperire, prin prorocie, prin cunoștință, prin vedenii, prin tălmăcirea limbilor. Duhul Sfânt trimite mesaje de la Dumnezeu. 1 Corinteni capitolul 2 ne spune că Duhul cercetează lucrurile adânci a lui Dumnezeu și de acolo, din taina suveranității, cu permisiunea Tatălui din cer, ne scoate, ne extrage mesaje și ne aduce nouă pe pământ. Ăsta e mare nostru Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Ce mare har să ai călăuzire într-un moment de criză când nu știți ce să faci. În anii aceștia de COVID care au fost pentru noi, am fost foarte constrânși în Canada, cu amenințări multe, cu multe dificultăți. A trebuit să închidem biserica că nu ne-au dat voie literalmente să ne putem întâlni împreună. Și într-o zi, cum așa sunt și frații noștri, că în loc să spună, frate, ne rugăm, intrăm în post până Domnul face minune. Nu sună unul, spune, auzi frate, nu mai predicați de Daniel și cei trei tineri, că voi vă închinați oricum la idolul guvern. Vai de voi, uite la fratele Cutar din America, l-a deschis biserica, nu ca voi, stați acolo ascunși și speriați. Oameni buni, la noi în Canada sunt alte legi, ăștia dacă deschid biserica, ne iau și pe noi, și copiii, și biserica, și pe voi, și pe toți la oaltă. Nu mă frică, nu mă vai de voi, am în pacea Domnului. După așa un telefon, m-am înfierbântat. Eram în adunare de unul singur, mă primam prin adunare și mă rog și zic, Doamne, în mintea mea, că eram singur în biserică, nu era nimeni cu mine. Doamne, eu deschid biserica și de merg în pușcărie și rămân fără copii. Mă, măcar să fie bucuroși ăștia că am deschis biserica. Și de pierdem biserica și ne-a tot ce lucrat toți înaintașii noștri. Să fie și așa, măcar am deschis biserica. Seara avem program cu 5 persoane, că numai era voie. Așa era limita la noastră. Am intrat live, pacea Domnului, slăvit să fie Domnul, citi cuvântul, o cântare. Cum am putut și noi 2 ore am ținut program 5 persoane, din care 2 erau unul la video și unul la stație. 3 oameni am ținut programul cu ajutorul Domnului. Când terminăm slujba, mă sună în vasa Domnului din biserică. Auzi, Andrei, oameni buni, am fost la biserică, n-am vorbit cu nimeni în ziua aia, n-am vorbit cu nimeni despre ce a fost în mintea și în capul meu. Și spune așa, auzi Andrei, în timp ce erați la slujbă și ne rugam împreună cu voi, am primit un cuvânt din partea Domnului, să nu te împotrivești legilor care s-au dat. În adins eu, Domnul, le-am îngăduit. Stai cu minte și liniștit. Dumnezeu care e în cer și care știe toate lucrurile, mi-a citit gândurile mele, dragii mei, și îmi dă o înștiințare ca să rămân în protecția lui Dumnezeu. Nu-i mare Domnul? Nu știe Domnul să călăuzească? Mărit să fie numele Domnului. Avem nevoie de călăuzire. Uitați-vă la noi, doxă de carte, cu facultăți câte vreți, cu masterate, doctorate, toate la o altă, și vai de noi că nu știm nici măcar cum să răspundem la o greutate care apare. Avem nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu. O familie din biserica noastră intră într-o criză. Copiii fiind la școală, sunt intervievați și se face un fel de test, cum te simți, cum ești, cum ce. Una din fete spune, auzi, așa un pic mai necășită. O, de ce ești necășită? Păi, am avut o ceartă cu fratele meu. Sigur. Și din această expresie, o ceartă cu fratele ei, inventează că fata a fost violată de fratele ei. Odios și groaznic. Până a fost gata ziua, sună poliția, protecția copilului, gata, trebuie să investigăm ce se întâmplă în familia aceasta. Mă sună mama disperată, frate Andrei, ce ne facem? Vai, ferească Dumnezeu, cum? Și așa sunt dificultățile cum sunt, și așa sunt și pocăiți, și noi suntem și stigmatizați, și avem și complex de român, că toți sunt după noi. Ce ne facem în cazul acesta? Și îmi zic eu în mintea mea, știi, în cazul Bodnariu, asta a fost acum câteva luni în urmă, știi, în cazul Bodnariu, știi, în care a fost, noi cum să facem? Auzi, căutăm un avocat, măcar să ne pregătim din timp, să știm ce să facem. Am sunat încoace încolo și n-am găsit un avocat de încredere și de nevoie de urgență atunci pentru această situație. Au trecut aproape o săptămână, era într-o săptămână și ceva să vină un interviu, să vină acasă poliția, să vadă copiii, cei micuți, să intervieveze, să vede ce se întâmplă în casa lor. Și vine un frate din România, vasa lui Dumnezeu. Slavă Domnului că Dumnezeu mai are încă vase și are și în biserica dumneavoastră vase, măriți să fie în numele Domnului, doar să prețuim vasele lui Dumnezeu. Și vine fratele împreună cu noi la părtășie. Cu biserica am intrat în rugăciune fără niciun detaliu. O familie din biserică are o situație, ne rugăm pentru ei că e o sos de criză. Ne rugăm cu toți. Nimeni nu știa care e problema. Îi zic fratelui, auzi, fă o rugăciune dacă poți pentru familia aceasta, e o nevoie în familie. Se roagă fratele și auziți cum răspunde Dumnezeu. Măi, ce nu știu, am văzut ca un culoar și erau mai multe uși. Pe ușă s-a intrat într-o încăpere. Acolo am văzut persoană care am înțeles că era un judecător.
o putere legală. Și judecătorul acesta era înconjurat de jur împrejur cu niște oameni, cu niște scuturi. Era, am înțeles, poliție. În mijloc era familia aceasta. Nu știa niciun detaliu, dragii mei. Era familia aceasta și în mijloc între ei acopereau ca și cu o pătură ceva prețios care s-ar fi vrut să li se ia și ei acopereau să nu li se ia. Domnul spunea așa: dacă vor merge la oameni, se vor încurca lucrurile și va fi mult mai complicat vreme lungă. Dacă se vor încrede în Dumnezeu, nefăcând nimica, Dumnezeu îi scoate biruitor din criza aceasta. Băi, înseamnă că și încurcătura cu avocatul a fost tot de la Domnul, ca să nu găsim. Am rămas încredințați în cuvântul lui Dumnezeu. În săptămâna aceea au avut înfățișare, au venit acasă protecția copilului și după ce fac toate analizele spun: vă rugăm să ne iertați. Totul este în ordine, familia voastră nu are absolut nimic, au fost o greșeală din partea noastră, am înțeles noi greșiți. Dragii mei, dacă intram la dezbateri cu avocați, cu legale, cu câte, înseamnă că ai ceva de ascuns. Dumnezeu trimite călăuzire și ce mare lucru să-L ai pe Duhul Sfânt să te călăuzească în momente de criză. Dragi frați și surori din Biserica Golgota, aveți nevoie de Duhul Sfânt? Aveți nevoie de călăuzire? Mai adă Doamne acele vremuri din trecut, dar știți că și azi încă mai lucrează Dumnezeu. Ba, e că noi nu mai credem în oamenii lui Dumnezeu. Nu credem nici în Domnul și nici că Dumnezeu mai are încă oameni. Și blagoscovim și batjocorim și vorbim de rău și vai ce bine ar fi dacă am intrat în post cu biserica pentru vasele de lucru. Să ne rugăm: Doamne, sfințește, dă-le cuvânt, dă-le putere, pune cuvântul Tău în gura lor. N-ar fi mai bine decât să bârfim, să discutăm, că oricum nu câștigăm nimica. Hai să ne pocăim în această seară. Dragii mei, Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți, vin zile mult mai bune, că Dumnezeu încă lucrează între noi, mărit să fie numele Domnului. Eram pe drum cu mașina, avem 9 copii prin harul lui Dumnezeu împreună cu Diana, soția mea, și mă sună un vas al Domnului: Andrei, am primit de la Domnul că diavolul face un atentat împotriva copiilor voștri, intrați de grabă în rugăciune cu toți copiii și Dumnezeu dă biruință. Dar am înțeles, de grabă intrați în rugăciune. Ajung acasă de pe drum, îi zic soției mele, le zic copiilor: uite, asta a vorbit Duhul Sfânt, trebuie să ne rugăm. Și asta e un lucru important. Vorbiți copiilor dumneavoastră despre lucrările lui Dumnezeu. Psalmul 78, ce am auzit, ce am văzut, ce am auzit noi, ce am văzut, nu vom ascunde de copiii noștri și vom spune neamului de oameni care vine după noi. Cea mai mare durere a mea pastorală, vine un tânăr la biserică, spune: auzi, frate Andrei, am o situație și nu știu, aș vrea, trebuie să fac o decizie și aș vrea să auzi, ce mă, ce vrei? Nu știu, aia să întrebăm pe Domnul? Da, aia, să întrebăm pe Domnul. No, Doamne, iartă-mă, bine, no, hai să mă uit la el și spune: no, și acum ce facem? Păi ne rugăm, nu facem magie, ci ne rugăm, ne punem pe genunchi. Mă, a rămas frapat, copil din familie de penticostal pocăiți români, crescut în casă de români, în biserică cu lucrările Duhului Sfânt. Să nu știi tu ce înseamnă să întrebi pe Domnul, să nu știu că asta înseamnă să ne punem pe genunchi și Dumnezeu trimite mesaje din cer. Oameni buni, vorbiți copiilor dumneavoastră despre lucrările lui Dumnezeu, nu-i privați, le faceți o mare pagubă și veți fi trași la răspundere de către Dumnezeu. Luați copiii, spuneți-le că Duhul Sfânt vorbește. Și iau copiii acasă, ne rugăm că Domnul a spus că dă biruință. Ne rugăm împreună ce o înțeles și ei o înțeles. Dar s-o ruga și ei cum o știut. În aceeași zi, seara, eram împreună cu soția în camera fetelor, făceam un pic de curat pe acolo, treabă, și una din fetițe se urcă sus pat supraetajat, se urcă sus pe al doilea pat și tot sare. Stai cu minte. Sărind de acolo, la un moment dat, sare în cap și direct de lângă pat, cade exact pe un scaun care era un rocking chair, care va soția acolo. Cade exact pe el și se oprește. De nu era acolo, cădea direct pe jos, pe podea. Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Fetița spune: mă doare gâtul, mă doare capul. Nu a avut absolut nimica. Că aceea rugăciune a fost ascultată de Domnul, că Duhul Sfânt i-a înștiințat la momentul de nevoie. Mare har să te înștiințeze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iubită Biserică Golgota, dragi frați și surori, Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Vin zile mai bune, că Duhul Sfânt încă vorbește, lăudați să fie numele Domnului. Vin zile mai bune, dragii mei,
că Duhul Sfânt încă mai face lucrări de vindecare. Cel care a făcut corpul omului, cel care a creat tot ADN-ul nostru, toți neuronii, toți atomii din corpul nostru, știe și azi încă să dea vindecare, mărit să fie numele Domnului. Mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut, că dacă ar mai fi acum un Arcadi și un Nică Lăzăreanu, vai ce fain ar fi. Dar știți că Dumnezeu nu rămâne fără mărturie. Mai are Dumnezeu și în vremea de azi oameni care îi folosește. Și nu uitați că oricând vorbim despre vindecare, nu omul contează, Dumnezeu dă vindecarea, mărit să fie numele Domnului. Noi suntem, dacă vreți, doar reprezentația fizică a mâinii lui Dumnezeu. Eu pun mâna pe bolnav, nu că mâna mea are putere, că în mine, dacă vreți, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cel care face lucrarea e Domnul. Eu sunt numai reprezentația fizică a atingerii lui Dumnezeu. Dumnezeu dă vindecarea, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Câțiva ani în urmă, o soră din biserica noastră rămâne gravidă, merge să nască, totul a decurs cu bine, dar un pic de complicații la naștere. Au intervenit doctorii medical, chirurgical, așa trebuie să scoată copilul afară și acum era bine, în recuperare, 2-3 zile, după care deodată intră într-o criză majoră. Nu mai poate să mănânce, nu poate să bea, reacție la perfuzii, nu știau doctorii ce să-i facă. Stătea pe pat de o săptămână și literalmente muria. N-a mai putut să umble, n-a putut să meargă la copilaș, copilul nou născut stătea acum în incubator și nu știau ce să-i facă. În momentele acelea de criză, noi nu știam ca și biserică ce se întâmplă, n-am aflat informații, doar că era o problemă de sănătate. Îi zic fratelui Vasile Hozan într-o seară, auzi, așa am din partea lui Dumnezeu un gând, hai să mergem până la sora să facem o rugăciune. Fratele Hozan, gata, și plecăm. Plecăm seara, ajungem pe la 12 noapte acolo, orele de vizitat s-au terminat, dar ajungem împreună, intrăm în salon la sora și începe sora cu puterea care mai are să zbiere. Numai Dumnezeu v-a trimis, numai Dumnezeu v-a trimis, dacă Dumnezeu nu mă vindecă, eu mor, eu nu mai pot, eu mor în seara aceasta. Ne-am rugat împreună, s-a făcut ungerea cu un de lemn, Duhul Sfânt a confirmat că norul acesta negru care se apasă asupra ei se dă la o parte și Dumnezeu dă vindecare. Am plecat acasă, dragii mei. A doua zi ne sună un alt frate care avea și el soția în spital pentru o altă situație. Și zice așa, frate Andrei, minunea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu. Stai mă omule, ce minune? Mă omule, minunea lui Dumnezeu. Care minunea, mă? Aseară după ce ați plecat, pe la 4 dimineața, sora s-a ridicat din pat, o mâncat și o băut. La ora 7 a plecat pe picioarele până la copilaș. În două zile a fost externată din spital complet sănătoasă. Această mărturie o depus-o în biserica noastră, că ăsta e Dumnezeu care vindecă, mărit să fie numele Domnului. Vin zile mai bune, oameni buni, că Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți, lăudați să fie Domnul. Lăsați doar pe Duhul Sfânt să lucreze. Dar știți că lucrează și azi încă Duhul lui Dumnezeu. În acest an, ultimele 2-3 luni, împreună cu frații care sunt împreună cu mine, slujitori, am fost la o mamă tânără nou născută, făcut criză de fiere, criză în fiecare noapte, nu putea să mănânce timp de o lună, ultimele două săptămâni, 3-4 ori de crize non-stop, merge la spital și spun, n-avem ce-ți face, ai pietre în fiere, este numai prin operație soluția. Și operația, pentru că suntem foarte backed up, va fi peste câteva luni de zile. Nici medicamentele nu au ajutat-o, absolut nimic n-avea ce să facă. Și atât o și să facă, fraților, veniți să vă rugați pentru mine. Am mers la ea acasă, seara târziu, s-a făcut ungerea cu un de lemn și am plecat acasă. Ma cum te rogi la un bolnav? Doamne, vindecă-l! Nu zbierăm, nu țipăm, nu, ne rugăm, invocăm numele Domnului și plecăm mai departe. Dar este un Dumnezeu care lucrează, dragii mei. A doua zi îmi spune sora Tania, frate Andrei, am mâncat aseară după ungere, n-am avut absolut nimic, nu mă doare deloc, azi nu mă doare deloc, mâine nu mă durută deloc, timp de câteva săptămâni bune, absolut nicio durere. Minunea mare, când ajunge înapoi la spital pentru analize, îi zic doctorii, nu ne putem explica. Pietrele din fiere nu mai sunt acolo și nu face sens medical, pentru că astea nu ies nici prin dizolvare, nici prin eliminare și nu pot dispărea. Nu face sens. Ce-a fost aici? A fost mâna lui Dumnezeu, dragii mei. Nu vă temeți că Duhul meu este în mijlocul vostru și ăsta e Duhul lui Dumnezeu care lucrează. Măriți să fie numele Domnului. Lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze, oameni buni. Atât ne interpunem noi cu mândria noastră, cu stilul nostru, cu gândurile noastre. Lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze.
lucreze și veți avea mărturii clare că Dumnezeu și azi încă lucrează. Lăudat să fie numele Domnului! Vin zile mai bune, dragii mei, că Duhul lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Aș putea să spun multe, că mie îmi place despre Duhul Sfânt. Mai zic numai una și încheiem. Dragii mei, Duhul Sfânt eliberează. Și câtă nevoie nu-i de eliberare. O vreme crâncenă, de lupte, atacuri demonice și Duhul Sfânt confirmă că sunt atacuri mari care se dau. Și în seara asta spunea Domnul că sunt persoane cu gânduri, cu frământări, cu stări în care n-au pace și liniște. Și Duhul Sfânt și azi încă mai eliberează. Eram împreună cu fratele pastor Daniel Bărsan la o soră care a fost atacată de un duh foarte puternic, o depresie profundă, mută, nu vorbea, nu zicea absolut nimic, o stare și o față întunecată, nu puteai vorbi cu ea. Ne-am rugat, am discutat, nu s-a întâmplat nimic, am postit împreună cu frații. Într-o zi, în schimb, sunea, spune, vreau să veniți să vă rugați voi doi pentru mine. Am întrebat pe Duhul Sfânt ce să facem, călăuzire necesară și importantă. Și Duhul Domnului spune, merge și rugați-vă. Mergem împreună, ajungem la această familie, încercăm să discutăm cu ea, dar n-ai cu cine vorbi. Hai să ne punem pe rugăciune și intrăm în rugăciune, ne rugăm, insistăm înainte lui Dumnezeu. Ai simțit ceva? Nu, nimica. Dar auzi, în viața ai ceva de mărturisit, ceva de pus înainte lui Dumnezeu? Nu știu. În schimb, Domnul confirmă că Duhul acela îi legat, îi conținut, numai că trebuie scos afară. Domnul face biruința aceasta. Ne mai rugăm încă o dată și ne rugăm iară. Insistăm. Ai simțit ceva? Nu știu, dar ai ceva de spus. Nu. Ne mai rugăm încă o dată. A treia oară, în timp ce ne rugăm, deodată starea întunecată a feței se ridică, se luminează fața și începe să vorbească în alte limbi. Se roagă în alte limbi. Când ne oprim în rugăciune, auzi, ai simțit ceva? Ce parcă un nor s-a luat de pe mintea mea, nu știu, dar parcă așa s-a făcut lumină deodată. Din ziua aceea, Dumnezeu eliberat-o, dragii mei, că Duhul Sfânt și azi încă eliberează, mărit să fie numele Domnului. Și ai copil care nu te ascultă, ai crize în familie, ai situații, lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze. Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți, oameni buni. E adevărat că încă o dată voi clătina pământul și marea, cerul și tot ce este. Vin zile grele. Este ce este prezis în Apocalipsa. Că ne rugăm, că zbierăm, că postim noi până vine Domnul. Astea se vor întâmpla. Nu le putem evita. Dar în contextul acestor greutăți, oameni buni, care vă uitați cu nostalgie la ce a fost odată și ce avem azi, nu uitați, vin zile mai bune decât au fost. Că Dumnezeu e același ieri și în veci. Că Duhul Domnului încă lucrează. Că Dumnezeu dă încă biruință, că Duhul Sfânt încă prezent la lucru și îmi doresc în această seară Duhul Sfânt să ne cerceteze, Duhul Domnului să ne umple cu putere, Duhul Domnului să iară vorbi în alte limbi, să dea eliberare, vindecare, înștiințare, să lucreze în numele lui Dumnezeu. Nu vă temeți, oameni buni, Duhul meu este în mijlocul vostru ca să vă dau un viitor și o nădejde. De aceea vin zile mult mai bune decât au fost. Rămânem încurajați că Dumnezeul nostru încă lucrează. Lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze și Dumnezeu ne va dovedi că și azi încă mai poate să facă semne și minuni. Amin. Să știți că mai sunt aici frați care ar putea să vorbească. Și fratele Corneliu Melinte este aici, Domnul să-l binecuvinteze. Și fratele Amos, am aflat că suntem și neamuri, să știți. Alina e soția mea, căsătorită cu mine. Ea e căsătorită cu mine. Deci suntem cumnați, da. Sora fratelui Amos e căsătorită cu un cumnat de-a meu. Deci suntem suficient de aproape. Mulțumim Domnului pentru lucrul acesta și pentru cuvântul de încurajare. Deci,